Declar deschis ședința de pe 27 anul 2020. Supun la vot procesul verbal de ședința anterioară, de pe 06.09.2022. Cine este pentru? Am uitat să fac prezența. Suntem 10 prezenți, 10 consilieri și 3 consilieri absenți. Da. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu am fost prezent la ședință. Da. Vă abținem. Deci, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții a Comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 3. Are aviz favorabil, domnul primar. Aici este vorba de o sumă de bani care a primit Consiliul Local pentru recesământul local care a fost organizat anul acesta. Este vorba de 50.000 de lei la rectificare, pe care trebuie să prindem și trebuie să plătim recenzorii. Și în al doilea rând, trebuie să cuprindem pe lista de investiții un proiect nou pe care vrem să-l facem prin AFIR, prin Gavoalea Muntelui. Este vorba de niște panouri solare montate pe școli. Ce înseamnă? Ne-am uitat că putem să facem 4 școli, adică putem să montăm pe 4 școli. Școala Făget, centru, liceul tehnologic și școala de pe Târgăuș, școala Doni Gargai de la Ghimeș și școala secția maghiară de la Făget. Adică este vorba de niște panouri solare în valoare de 65.000 de euro. După socotelile noastre și cum am discutat cu proiectanți și așa mai departe, o să fie independenți de... Adică nu o să mai aibă facturi de plătit dacă putem să realizăm acest proiect și cred că este benefic pentru toată comuna. Vorbim per total undeva la 45 de kilowați montați pe clădirile respectivă și încercăm să facem acest proiect, bineînțeles, având în vedere că avem sprijinul GAL-ului din care facem parte și atunci se modifică lista de investiții și, bineînțeles, acolo avem nevoie de niște bani care o să fie investiți, adică proiectare, avize și așa mai departe, pe care trebuie să prindem. Pe 4 școli sau 4? Pe 4 școli, 45 de kilowați, 45, depinde acum cum o să iasă, la ce preț. Total. Total, da. Da. Dacă aveți întrebări aici... Vara o să ne ajută la iluminatul public, adică o să fie tot în sistemul nostru, e benefic pentru comună. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții a RPL-US Ghimeș-Făget-RA, avizează Comisia numărul 3. Aici este vorba, cum a fost și domnul șef de ocol în comisiile, în comisia de specialitate a povestit, este vorba că se modifică lista de investiții. Ocolul vrea să facă investiție pentru un lab de procesor montat pe excavatorul nou pentru a selecta lemnul, adică pentru a ajuta la lucrările actuale pentru populație, lemnul destinat pentru populație. Avem avizul favorabil de la Consiliul de Administrare. Și dacă suntem de acord, o valoare de 60.000 de euro. Întrebări? S-a discutat în comisie, fost și de ușa. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor, destinația, modul de valorificare și a prețului de valorificare a masei lemnoase care va fi recoltată de către Regia Publică Locală OSE Ghimeș-Făget-RA. Analizează Comisia numărul 1. Aici este vorba, dacă pot să vă prezint, dar deja ați discutat cu domnul reprezentant al locului, șeful de ocol interimar. Este vorba de o cantitate, numai un pic,
8620 de metri cubi. Da? Avem aici prețurile propuse. Prețurile propuse începe de la 150 de lei și ajunge la 300 de lei. Depinde și de distanță, și de cantitate, și de volum arbor mediu. Avem și la 200 de lei. Ăsta sunt destinate pentru agenți economici. Aici vreau să mai adaug ceva, că toată lucrarea asta a fost făcută în numai 2 luni de zile, în care avem șef interimar și cred că este un rezultat destul de bun. Aici, dacă aveți întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea PTH a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, realizare, canalizare și stație de curare, extindere rețea de apă în Comuna Ghimeș Făget, județul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Avizează Comisia numărul 2. Aici am mai discutat de treaba asta. Acum avem nevoie de acordul Consiliului Local pentru finanțare și pentru devizul general să fie aprobat, că trebuie să încărcăm în sistemul lor de comunicare la Ministerul de Dezvoltare și atunci avem nevoie de avizul Consiliului Local. Este vorba de canalizare, care prevede, cum am discutat și tura trecută, de la intrare în comună până la ieșire, pe amândouă părți, canalizare, încăprinse câteva ulițe pe partea dreaptă, dar nu am putut să prindem toată, că și așa este o valoare imensă. Și extindere de apă de la gura Bortoșenului până la Făgetul de Sus, la ieșire. Că acolo n-a fost dus apa sus, având în vedere avem o școală acolo și trebuie să asigurăm apă potabilă și pentru ei. Valoarea totală a investiției, este la aproape 23 de milioane. 23 de milioane, din care noi trebuie să suportăm o valoare de 3 milioane aproape. Da, 20 de milioane de lei o să primim, așa este vorba, prin programul Salini. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție, realizare, canalizare și stație de curare, extindere rețea de apă în Comuna Ghimeș Făget, județul Bacău și exprimarea acordului de scoaterea din circuitul agricol a terenului în suprafață de 1024 de metri pătrați, număr cadastral 60709, avizează Comisia numărul 2. Aici este vorba de tot de canalizare, care trebuie să declarăm cum este și în proiect de utilitate publică, că o să fie utilitate publică și o să beneficieze cetățenii comunei Ghimeș Făget când o să fie gata. Și în același proiect trebuie unde este, o să fie amplasat stația de epurare, nu a fost scos din circuitul agricol acolo, când a fost cumpărat de primăria Ghimeș Făget, era teren arabil. Și având în vedere că era teren arabil, trebuie să schimbăm categoria de folosință, avem o procedură prin registru agricol prin Bacău și avem nevoie de hotărâre asta ca să putem să schimbăm categoria de folosință a terenului. Pentru asta avem sprijinul noastră, dacă sunteți de acord. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Toți pentru. Mai avem un punct suplimentar pe ordinea de zi, tot în legătură cu stația de epurare. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL-ului numărul 112 din 09/09/2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizului general la obiectivul realizare, canalizare și stație de epurare, extindere de rețea de apă în Comuna Ghimeș Făget, județul Bacău, având în vedere regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Tot aceeași treabă. Indicatorii s-au împărțit în două.
că inițial era cuprins toată la un loc, adică devizul general era cuprins, era un singur deviz general. Având în vedere că facem și extindere apă și canalizare, trebuia să împărțim, adică trebuia să facem două devize generale, una pentru canalizare și un deviz general pentru extindere apă. Nu merge la un loc. Și atunci, dacă așa au cerut, atunci trebuie să ne conformăm și așa trebuie să facem. Am împărțit, am vorbit cu proiectantul, am împărțit și trebuie să fie două devize separate. Și devizele cele două sunt 35 de milioane, nu? Nu, nu. 23 de milioane. 35 de milioane era studiu de fezabilitate când am cuprins toate ulițele care trebuia să fie prinse, dar având în vedere n-am primit finanțare pe tot, trebuia să tăiem din el ca să ne încadrăm în preț. Da. Da, studiul de fezabilitate era de 35 de milioane. Dar acolo erau multe ulițe prinse și, din păcate, nu din Ghimeș se compune țara asta, sunt multe localități și trebuie mai multe locuri urbane. Întrebări dacă mai aveți. Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Toți pentru. Mulțumim. Am ajuns la ultimul punct, și anume diverse. Începem de la domnul. Da, aici la diverse aș ridica, mai ales că e filmat și ședința, am început cadastrarea gratuită la Rătitiș. Și cu ocazia asta vreau să fac anunțul către cetățenii locuitorilor din Rătitiș, să țină de cuvânt să când sună proiectantul, adică topometristul, atunci să meargă la fața locului, să meargă treburile cum trebuie. Și le mulțumesc dacă vin și merg acolo pe teren, o să meargă foarte bine toate treburile. Dacă nu sunt interesați, atunci nu mai putem să facem. Asta e. Cu ocazia acum asta. Acum e momentul. Să fie, ai interesul și de partea lor, o să fie toată comună? Păi o să fie din treptat. O să fie. Am pornit de la Rachitis să vedem cum merg lucrurile. Că nu este un lucru foarte ușor să facem. E un lucru foarte complicat la care trebuie să ne uităm. Să nu avem suprapuneri, să nu avem probleme. Că terenurile respective care o să fie măsurate și nu vine proprietarul să identifice și nu este acolo, cetățenii trebuie să știe că o să intre în proprietatea statului român, adică către proprietatea comunei Ghimeș-Făget. Punct. După aia poate să vină, că o să fie foarte greu de clarificat. Eu cred că toată lumea e interesat și se duce. Sunt mai interesul în zona de metodă, dar toată lumea poate bătrânii la un telefon, la o vreme anunțată. Păi, dar am vorbit cu cele două consilieri de la Rătitiș, am fost în ședință, am explicat acolo, au anunțat oamenii pe partea dreaptă a Rătitișului. Momentan, anul ăsta, acolo facem câteva sectoare să vedem cum o să meargă. Mai avem pregătit un contract, dacă merge bine, atunci îl semnăm și mergem în continuare. Ideea e că sunt câteva persoane care stau în Bolovăniș, care n-au fost nici la ședința aia când s-a început măsuratul, pe aia, cel puțin dacă se uită la ședință sau... Mai ales vecinii, știu, da, cine vecinii îi anunță, dacă nu se ia legătura cu noi, cine își dă seama că nu a fost și nu știe de treabă. Deja se măsoară. Deja se măsoară, da. În principiu? Un singur lucru, da, pe Tărăuș, adică cu oamenii de pe Tărăuș, dumneavoastră sunteți consilieri acolo, în zonă, domnul Ișar. Am reușit în final să curățăm șanțurile, ceea ce nu prea era treaba noastră. Dar am făcut că nu. Acum dacă au unul rog că e și asfalt, și șanț, și poduri. Dar asta a fost acum. Și atât. Deci trebuie curățat. Fiecare în dreptul gospodăriei, mi se pare normal, adică și legea spune treaba asta, trebuie curățat. Asta e valabil pentru toată comuna. Toată comuna, exact. Da, e valabil și mai ales nu se taie iarba. Da. Urient pe marginea drumului și pe tronsonul de stradă principală. Exact. E jar. Deci trebuie să avem grijă cât de cât să fie măcar curățat. Măcar în dreptul proprietății. Trebuie făcut un anunț pe un anunț. Da, s-a făcut și asta prima oară, ca să se curățe, să se amenajeze. Astea fiind spuse, declar ședința. Mulțumesc pentru prezență.